Vă salut, dragi prieteni, bună ziua, bună dimineața, bună seara, pe unde, pe ce meleaguri ale planetei sunteți. Eu sunt acum în Florida și mă bucur de vremea extraordinară aici. E frumos, pe aici nu prea se aude de COVID, mall-urile sunt pline, prăvălile sunt pline, adevărat că toți trebuie să putem măști. Deci lumea e liberă, e fericită, e bucuroasă și duce viața normală. Dragilor, astăzi vreau să încep. Prima apariție într-un serial de probabil 15, 20, 30, nu știu de câte seriale va fi. Foarte simplu, vreau să iau de la începutul începuturilor. Ce este omul ăsta? Ce este omul? De ce este? Ce treabă are? Ce caută pe aici? Ce-i cu el aici? Pentru că toată lumea o ia for granted, că cere de la oameni, dă la oameni, adumi, făm, dregem. Dar nimeni nu se gândește, stai puțin, dar omul ăsta, ce datorii, ce obligații are și face de cine, ce misiune are și față de cine. Începutul este mai întâi, aș putea să încep prin faptul că există acest mare controversy. Unii și oamenii de știință în general care se limitează doar la apariția fizică a omului, din păcate știința este foarte minunată și este în folosul existenței omului, dar limitată, dar apariția fizică, tot ce este substanță, tot ce este biofizică, tot ce este matematică, dar atât. Din păcate, pentru cei care sunt limitați de tot ce este știință, din nou îi felicit pentru că, sigur, știința este un lucru fabulos și formidabil, dar atâta timp cât un om de știință este flexibil și este deschis, aș putea zice, este deschis să meargă mai departe, lucrurile sunt bune. Dar dacă este limitat că numai ce știu eu și numai cum știu eu și numai ce am învățat eu la școală și numai ce am auzit la profesorul ăla este adevărul și este ce este, este o nenorocire, este foarte în neregulă. Aș putea, sigur, aici vorbesc despre acest controvers, le spuneam mai devreme, căci unii susțin, deci oamenii de știință, cum am început să mai devreme, susțin unii din ei, nu toți, că sunt și oameni de știință deștepți, susțin că, da, omul a evoluat, a fost mai întâi virus. Și o multitudine de virusuri au creat un organism și o multitudine de organismuri așa mai departe și așa mai departe, a ajuns la maimuță și de la maimuță a ajuns omul. Well, eu, sigur, cred în adaptabilitate, dar nu cred în evoluție. Cred doar în evoluția intelectuală a omului, în evoluția vieții. Sigur, cred în evoluția contextului existenței omului ca performanță a individului, a omului, dar nu cred în acea evoluție că omul a plecat de la un virus și a ajuns astăzi președintele Americii, Biden, sau președintele României, Iohannis. Nu cred în asta. De ce nu cred? Atunci când știi foarte bine sau când ești foarte animat de a cunoaște în detaliu și în profunzime tot ceea ce alcătuiește omul, atunci brusc nu mai ești de acord cu evoluția asta, pentru că sunt mecanisme atât de subtile, atât de profunde, atât de... Da, o să zic că unii că da, păi a trebuit 100 de milioane ca să se dezvolte până aici. O fi fost 100 de milioane și e foarte bine și cred în 100 de milioane, cred și în 2, cred și în 3 și este frumos. Dar în clipa când cunoști bine sau extraordinar de bine că te aduce mintea, corpul omului și vezi detaliile, cum toate reacțiile chimice, biochimice se întâmplă în ficat, se întâmplă în moldova spinării, când vezi cum funcționează creierul în detaliu, în profunzime, când vezi relația dintre centrii de pe creier și organele care sunt coordonate de acest centru, acolo activitatea este coordonată, este incredibil, e mult peste gândirea omului să le înțelegi pe toate în detaliu și în profunzime. Poate că dacă
dacă stai și studiești și practici un 200-300 de ani cum făceau cei dinainte, probabil că ajungi acolo. Dar este incredibil de complex și de complicat și de întortocheat. Vedeți, sigur că omul nu este o mașină fixă, deși se zice că este cea mai perfectă, imperfectă mașinărie. Da, este o mașină perfect făcută, extraordinar de bine organizată, de bine, parcă e făcut, adică, după părerea mea, e făcută cu mâna. Este acest mare arhitect, care unii numesc Dumnezeu, alții numesc marele arhitect, oricum este ceva, undeva, cineva, ceva, care a creat în detalii și în profunzime arhitectura corpului omenesc. Deci eu cred că omul este bine făcut, bine organizat, pentru-un scop anume. Aici este marea lipsă de informații și de cunoștințe. Care este scopul a oamenilor de știință, vorbesc? Acum a început neuroscience-ul să meargă un pic, să încerce să lege un pic toate funcțiile creierului cu dincolo de creier. Dar spunea un amic că e nevoie de mulți zeci de ani ca să se ducă mai departe, să ajungă spre a înțelege legătura individului, omului, care se face fără îndoială prin creier cu dincolo, cu ce-o fi, oare ce este, dar ce este, dar cum este, dar care este. Vedeți, este extrem de complex și extrem de complicat, deci noi nu ne putem limita la om. Până și Zamorxes era extraordinar de avansat, mult mai avansat decât noi cei de astăzi, oameni de știință, când el spunea foarte bine căci ca să vindeci corpul trebuie să vindeci sufletul. Și a avut enorm de mare dreptate. Sunt cuvinte puține, dar care sunt extrem, a căror profunzime este aproape de neînțeles dacă nu ești introdus și dacă nu ești bine documentat în ceea ce este dincolo de corp. Deci, dragilor, eu zic că corpul este o unitate. Deci este această unitate, este acest individ pe care îl vedem, cu care vorbim, de care așteptăm una sau alta. Este dincolo de acest, deci este acest corp care, deci spuneam, este individul care e făcut din două părți foarte, foarte definite. Este corpul fizic și partea mentală, sistemul nervos central, care se vede numai pe din afară, sigur. La corpul fizic vedem mai mult structura care adăpostește organele și o să vorbesc mult, adică să vorbesc probabil câteva emisiuni despre corpul fizic, despre structură, despre felul cum și de ce aceasta este organizată într-un fel anume, corespunde, sigur, unor trăsături genetice, corespunde unor funcții anume și pe care, sigur, că noi le mutilăm ca să fim altfel de cum suntem, pentru că așa e moda, pentru că așa bate vântul, pentru că așa plouă și așa e soare. Este o greșeală enormă. O să vorbesc despre astea cu riscul de a deranja anumite persoane care vor să fie altceva sau altcineva decât sunt. În scopul ăsta, în sensul ăsta, ascultam un om de știință, după mine un mare om de știință, Peterson din Toronto, un profesor la Toronto University, un om deștept care este și el un conservator și un respectos, un om care respectă trupul, corpul, respectă relația omului cu divinitatea, cu Dumnezeu, mă rog. Deci să mă întorc aici la noi, la om. Deci eu zic că omul este unitate, cum spuneam mai devreme, vorbeam despre ce vedem, corpul fizic, corpul, zona sau elementul mental. Despre corpul fizic am spus două vorbe și am să dedic una sau două apariții sau două întâlniri cu dumneavoastră. O să vorbesc despre ce înseamnă corpul fizic, pentru că jumătate din toate bolile pleacă de aici și este bine să le știm, pentru că ne putem proteja, ne putem îngriji mai bine, le putem preveni, sau dacă nu ajungem să le prevenim, putem să le îngrijim mai bine și mai ușor decât
decât altfel, atunci când ne știm bine corpul nostru. Corpul mental acolo, deci partea, elementul, creierul, elementul, sistemul nervos central, este cel care guvernează două lucruri, controlează două lucruri. Unu, buna funcționalitate a corpului și a doua, relația noastră, legătura sau linkul individului cu celelalte elemente. Deci spuneam că și corpul este unitate. Unul este corpul fizic, al doilea este sufletul, al treilea este spiritul și toate astea sunt legate de, de un element extrem de important, toate astea sunt unite în jurul unui element extrem de important, extrem de luat în considerație, destinul sau planul vieții. Totul se învârte în, acest, în jurul acestui umbilic, în jurul acestui buric, care este de fapt destinul de care mai nimeni nu ține seama. Fiecare vrea ca altul să facă cum vrea el, fără să ții seama de destinul lui. Fiecare vrea să-l guverne, să-l stăpânească pe ăla, pentru că așa îi place lui, fără să ții seama de ce are ăla de făcut. Deci este... aici sunt, aș spune eu, sunt cheia marilor probleme de relații interumane, de relații intersociale, de relații interțări, aș zice eu, pentru că, vedeți, fiecare vrea să fie, să-l stăpânească și să-l domine pe altul. Stăteam și mă gândeam la un moment dat că pe vremea comunistă în România s-a realizat niște lucruri fabuloase, e adevărat, extrem de valoroase, extrem de utile, extrem de extraordinare. Dar cei care le-au făcut, le-au făcut într-un sistem dictatorial. Li s-a dictat, le-a făcut forțate. E făcându-le forțate, n-au dezvoltat, pe timp ce le-au construit, n-a dezvoltat și sentimentul de a le îngriji, de a le proteja, de a avea grijă de ele. Foarte simplu. Le-au făcut doar că a vrut ăla sau ăia, nu că au vrut și ei. Că dacă vroiau și ei, acolo era sufletul lor acolo, era inima lor acolo și atunci rămâneau acolo. Și nu le părăseau, nu le lăsau în paragină atunci când au venit alții, l-a furat, l-a luat, l-a dărâmat, le apărau, le protejau. Deci cum a dispărut dictatura care ținea într-o mână de fier totul și ținea oamenii și oamenii făceau ce vroia ăia de sus, mă rog, sau ăla mai exact. Deci atunci ceilalți toți au fugit și nu le-a păsat că se dărâmă sau dacă le-a păsat, foarte puțin le-a păsat. Sau dacă le-a păsat la unii foarte mult, au fost mult prea puțini. Deci n-au pus nimeni la nimeni n-a opus rezistență la dărâmarea a tot ce s-a construit, toate lucrurile extraordinare care s-au construit, sigur că da, având în vedere știința și priceperea oamenilor din acele timpuri, pentru că sigur românii vorbim, pentru că sunt români și vorbim exemplu foarte practic și pragmatic este despre România. Sigur că oamenii au fost foarte inteligenți și foarte școliți și foarte bine documentați și forțați fiind au construit astea, dar le-au construit din forțați fiind, nu le-au construit din dorința, din dragul, din dragostea, din sentimentul că asta este misiunea vieții lor, asta este ceea ce ei trebuie să facă în viață. Ei le-au construit pentru că i-a spus ăla. Simplu. S-a dovedit lucrul ăsta că n-au avut acolo sufletul lor, destinul lor n-au avut nicio legătură cu aceste valori extraordinare care s-au construit și care s-au realizat. Pentru că atunci când au venit alții, au venit la furat, au venit la dărâmat, au venit la luate, ei n-au pus nicio rezistență. E dacă era sufletul lor acolo, dacă ăia, realizările lor, erau destinul, erau menirea lor, săreau și le apărau. Le apărau cu... mă rog, cu corpul lor, cu sufletul lor, cu inima lor, vedeți? Vedeți ce înseamnă vorbind despre acest, da? O să revin și o să vorbim despre
O să vorbim despre fiecare din cele patru elemente care alcătuiesc unitatea omului. Acum, haideți să ne întoarcem un pic și în câteva minute o să... Nu o să vreau să intru profund în astea, că ne ia zeci de ore ca să vorbesc despre fiecare din astea. O să vorbesc mai la suprafață, iar cei care sunteți doritori și să aprofundați, puteți să găsiți, gândesc eu, materiale specifice unde vorbesc despre asta. E vreo de stărfă să vă deschid sufletul puțin, să vă deschid mintea un pic, să vă, eu știu, să vă... Cei care considerați că e ceea ce spun este bine și ceea ce spun face sens, care vă găsiți în cuvintele mele, atunci sigur că puteți să găsiți elementele, materialul necesar pentru a aprofunda. Haideți să vorbim un pic astăzi. Vreau să mă limitez la ce înseamnă omul ca apariție fizică, individul. Individul care este corpul fizic, repet ceea ce am spus mai înainte, este incredibil de complex, incredibil de complicat. Știința medicală este la începuturi, deși a avansat foarte mult și este o știință responsabilă și sigur că ne bucurăm de tot ce înseamnă evoluția și științei medicale și e frumos și este bine, dar vreau să spun că nu că ea nu este suficient de dezvoltată, dar raportat la complexitudinea elementelor care alcătuiesc omul, individul, este imens, este enormă. Și atunci sigur că rămân foarte multe descoperiri și spune cauză necunoscută sau hai să încercăm asta, hai să încercăm asta, hai să încercăm asta, hai să încercăm asta. Da. Acum, vorbind despre acest individ, spusesem noi îl împărțisem în două departamente sau două zone, fizică și sistemul nervos central. Acum, vedeți, partea fizică pe care o vedem, lucruri de care nu se ține seamă în general, în terapii, în tratamentele medicale, în știința medicală. Deci aici întâlnim două elemente total diferite. Una este partea de biomecanică, cealaltă este partea de biochimie. Știința medicală, pentru că este ușor de investigat, acolo se câștigă și foarte mulți bani și este simplu, deci s-au creat tot felul de mecanisme, de modalități de a diagnostica, ceea ce e foarte bine, sigur că da, dar este extrem de limitat. Deci aceasta este partea de biochimie. Partea de biochimie este tot ceea ce se ocupă de tot ceea ce reacție biochimică în corpul omenesc. Deci vă duceți la doctor, ia analize la sânge, vede care este chimia, în care este reflexia biochimică în sânge, nu? Și atunci, în funcție de asta, stabilește un diagnostic care este aproape uneori mai mult sau mai puțin, sunt foarte multe asemănări de diverse boli care au aceeași formulă patologic-biochimică, deci nu este întotdeauna concludent. Dar ne ajută și ne apropie și e o parte bună. Deci biochimia ne reflectă un aspect patologic în funcționalitatea corpului. Acest aspect patologic este mai mult reflexia, reacția unei probleme undeva. Deci tot ce vedem noi în analizele de biochimie a corpului ne dă o reacție, reacția unei boli care se reflectă în fiziologia corpului, în reacțiile biochimice ale corpului. Vedeți, este un simptom, adică ne arată simptomele bolii respective la nivel biochimic. Înțelegeți? Și atunci, sigur că ajutăm cu ceva medicamente să compensăm ce lipsește, ajutăm cu ceva medicamente să inhibăm anumite hiperfuncții sau să ajutăm anumite hipofuncții, dar sigur că boala este acolo și își vede de drum, își vede de treabă. Oricum este extraordinar că inhibăm ceva, măcar temporar, nu? Chiar dacă aia își vede de treabă ceea ce amplifică
hiperfuncția unui organ. Sau încercăm unde este o hipofuncție, dăm de afară o diferență de ceea ce lipsește acolo, hormonul respectiv sau etc. Sigur, și pentru o vreme cel puțin lucrurile merg bine, chiar dacă boala merge în continuare, dar am rezolvat problema pentru o vreme. Vedeți, cam aici stăm noi la partea de biochimie și la tot tumultul ăsta imens care s-a dezvoltat, fabricile de medicamente, care, sigur, sunt bune, dar nu sunt tot. Este, aș spune eu, o jumătate din tot, sau poate chiar mai puțin de o jumătate. Da. Vedeți, deci bolile se caracterizează prin o modificare patologică a unui organ, a unui segment din corp. Deci această malformație, această patologie a unui organ, a unui segment, sigur că dă o disfuncție sau un dezechilibru biochimic. Acel dezechilibru biochimic noi îl întâlnim în analizele, ne-l arată aceste analize. Repet, e bine, e foarte bine să le faci și să că ajută, cât ar fi de puțin, este mult mai mult decât nimic. Dar sigur că sigur și doctorile, sigur vi le recomandă doctorii, sigur că e bine să le luați. Unii mai greșesc, unii mai bâșbăie, unii mai dă prea mult, unii dă mai trebuie, dar una peste alta nu este o idee proastă să folosim câteodată câte un medicament. Din nou, idealul este să fie temporar, dar sigur și de depistat și detectat cum se poate corecta acea malformație anatomică care există și care dă dezechilibru biochimic. Da, nu sunt pentru medicina complementară, nici de cum pentru o medicină selectată. Stai, facem alternativul că este mai bine decât ăla. Nu, este bine de combinat, e bine de ținut seama de fiecare, e bine de ținut seama de tot ce spune și un cardiolog și un reumatolog și un etc. și dă un medicament, este bine de văzut și sigur și văzut și o altă părere a unuia care este mai puțin pe partea de biochimie și sigur e bine de combinat și vedem cum poate să amândouă să, la un loc să facă un bine. Acum hai să vorbesc despre celălalt element care din punctul meu de vedere este esențial. Este începutul tunelului. Hai să zicem că facem analizele și găsim că este ceva neregul acolo și luăm niște doctorii care să dizolve dacă e un colesterol înalt, să-l dizolve, să-l diminueze. În clipa când nu mai luăm doctoria, colesterolul este ceva mai înalt decât a fost atunci când am început să luăm sau la fel. Ăsta este, să zic eu, de la mijlocul tenului spre sfârșit, spre aici, partea de afară, partea superficială. E partea care nu se vede, este partea începutul până la mijlocul tunelului. Aici este lucrul care nu se știe și, din păcate, știința medicală n-a ajuns să pătrundă în acea profunzime, în acea adâncime. Dar noi ne străduim și încercăm să punem umărul cât se poate ca să ajutăm. Vedeți, spuneam mai devreme că acest mecanism care se cheamă corpul fizic, nu aparent, sigur că este deteriorabil pe măsură ce cel folosim. Este acest wear and tear syndrome, adică cu cât folosești corpul mai tare și mai mult, cu atâta se consumă mai repede. Deci mecanismele care îl compun atât de bine și atât de extraordinar se uzează și se consumă și se termină. E dacă era o evoluție, nu? Dacă omul evolua din virus și se făcea măgar și se făcea mai departe cal și etc. și maimuță, deci se adapta și eu știu, strămoșii noștri care au trăit multe sute de ani, vârsta rămânea la fel de lungă, nu se scurta din ce în ce mai mult. Deci este foarte clar că nu a fost o evoluție, sunt adaptabilități, este foarte adevărat. La soare se închinde pielea, la oamenii de la munte sunt mai scunși pentru că urcă în sus și se comprimă corpul, oamenii de la câmpie sunt mai înalți pentru că corpul nu se comprimă, deci merg mai drept, mai țanțoși, mai așa.
Deci, vedeți, sunt aceste adaptabilități, dar nici de cum nu cred în evoluția aia de la, eu știu, de la o libelulă să ajungi la omul de astăzi. E mult prea complex, mult prea complicat. Și din nou, faptul că se uzează, faptul că elementele mai, care compun, segmentele care compun individul, omul, partea fizică a omului, ele se deteriorează pe măsură ce le folosești. Cu cât le folosești mai mult, cu atâta viața lor este, cu cât le folosești mai intens, aș spune eu, cu cât le folosești mai intens, cu atâta viața lor se scurtează. Dar nu este numai lucru de folosit intens, intervine factorul stres. Ăla este marele dușman. Eu o să vorbim despre asta în foarte multe întâlniri, pentru că este, acest stres este extraordinar de este, izvorește dintr-o multitudine de cauze, dintr-o multitudine de mecanisme. Este extrem de complex element, sunt complexe elementele care produc stresul. E clar, la nivel fizic, vine din cap. Vine din cap, adică din cap se comandă această, în cap se rezultă stresul, iar se comandă în întregul corp drept o tensiune neuromusculară. E, vedeți, asta spuneam eu, tensiunea neuromusculară este exact partea de biomecanica corpului. Deci partea de ceea ce constituie biomecanica corpului sunt mușchii, oasele, tendoanele, ligamentele. În mare parte, astea sunt. Mușchii, oasele, tendoanele, ligamentele. Ăștia sunt cele care susțin corpul. Ăștia sunt cele care sunt responsabile de aș spune eu, de toate mecanismele care funcționează în corp, pentru că tot ceea ce funcționează în corp, sigur, sunt susținute și se caracterizează anatomic prin unul sau mai multe din aceste elemente. Mușchiul, vedeți cât este elementul cel mai al doilea, aș spune eu, care constituie sau care compune structura. Dar să-l găsim în inimă. Inima e făcută din mușchi, nu? Ăsta îl găsim în stomac, stomacul e făcut din pereții, sunt făcut din mușchi, îl găsim în pereții vasculari, îl găsim peste tot. Deci, vedeți, ăsta este unul din cele două elemente care alcătuiesc biomecanica. De aici pleacă o mare majoritate a bolilor, sigur că nu toate, dar o mare, mare, mare majoritate, pentru că, și am să vă explic cum, pentru că aici, ăsta este structura, partea de biomecanică, structura fiind parte din aceasta, cea care protejează și care protejează corpul, care ne expune la absolut orice, la intemperii, ne expune la accidente, ne expune la efort fizic, ne expune absolut la orice. Existăm pentru că acest element de biomecanică este expus și funcționează. Vedeți, sunt oamenii care biomecanic nu se mișcă și nu sigur că și partea de biomecanică, dacă se mișcă bine și se mișcă mult, sigur că și organele dinăuntru merg mai bine, cu cât oamenii, de pildă, unii, aș spune eu, leneși, care sunt leneși, deci le place să stea, să fumeze, să se uite în tavan. E, ăștia categoric au viața cea mai scurtă, pentru că mișcarea ajută inima să pompeze mai bine, ajută stomacul să digere mai bine, ajută intestinele să digere mai bine. E, oamenii care se mișcă mai mult, care fac sport, care se mișcă, din cauza asta sportul este, sau activitatea fizică, fie ea că tăiem lemne sau că ne ducem și rânim zăpada, este o activitate fizică extraordinară, fie că fugim, că alergăm sau facem bicicletă sau facem mânot, e una și aceeași. Sigur, asta ajută ca tot sistemul muscular să se contracte, să se expand, să meargă mai bine și ajută buna funcționalitate. Asta este partea frumoasă și partea bună.
Sigur, cu cât facem mai multă mișcare, cu cât facem mai multă activitate fizică, cu atâta corpul, organele dinăuntru funcționează mai bine, cu atâta și creierul funcționează mai bine, cu atâta sângele se duce, circulă mai bine și hrănește chiar și celulele de la maxima periferie a corpului, le hrănește mai bine. Deci aici sunt fericit pe oamenii harnici și îi plâng pe oamenii leneși. Acum m-aș duce un pic la partea cealaltă, care de unde spuneam eu mai devreme că aici găsim noi că se nasc unele din boli. Vedeți, accidentele. Te-ai împiedicat și ai căzut. Ți-ai fracturat un os. Sau ai făcut o întindere, o ruptură musculară. Sau te-ai tăiat undeva și rămâne în urmă cicatrice. Sau ai făcut un efort mai mare decât mușchiul era pregătit și a făcut o leziune undeva, fie la nivelul tendonului, la nivelul unui ligament, la nivelul mușchiului. De fapt, vedeți că mușchii se inseră pe oase, se lipesc pe oase cu niște tendoane. Alea sunt cele mai, când folosim mușchii, alea sunt cele mai expuse să se lezioneze, pentru că dacă tragem de mușchi mai mult decât tendonul s-a dezvoltat odată cu mușchiul, ăla, tendonul ăla se lezionează și facem întinderi. Ați auzit foarte frecvent de tendonite. Unii spun tendinite, nu suport cuvântul ăsta, e așa, mi se pare, mă irită pe creier. Tendonite, pentru că un tendon se cheamă tendon și inflamația unui tendon, adaugi itul la sfârșit, tendonită. Deci sunt tendonitele care sunt cele mai frecvente înainte de a face o discopatie, obligatoriu. Avem undeva niște tendonite la insețiile iliace din spate. Înainte de a face orice fel de artroză la șold sau la genunchi, avem niște tendonite din preajmă care s-au inflamat, iar inflamația, sigur, a afectat buna funcționalitate a articulației, sau acolo se mai întâmplă și niște ligamente din pricina unei întinderi mai mari decât a putut articulația să dea posibilitatea, să întind niște ligamente, deci apar niște ligamentite, deci un ligament care se inflamează. Apare des la genunchi, le întâlnim pe astea, sau uneori le întâlnim chiar și la și pe la umeri, dar mai mult, sau le mai întâlnim uneori și la articulația gleznii, la articulația mâinii, la glezne mai mult tendoanele. Deci, vedeți, structura este primul element sau prima structura care este parte din partea de biomecanică a corpului, este primul care orice boală pleacă, orice problemă, orice tulburare de sănătate, cele mai multe, nu chiar orice, dar cele mai multe pleacă de aici, deci în urma unui efect post-traumatic. Deci în clipa când am avut o întindere la spate, automat se tensionează acolo, imediat mușchii se scurtează și spațiile intervertebrale se îngustează, apasă pe disc vertebra strâng discurile, pentru că în spațiul ăla este discul și atunci discul este strâns între cele două oase și atunci începe să meargă înspre afară, stânga sau în dreapta, și sigur nucleul sare din locul lui și apasă pe nervul care merge în picior sau pur și simplu dă dureri acolo locale. O fractură, lucru care nu se știe știința medicală, fracturile de coaste, fracturile toracale, niciodată trec fără să lase în urma lor un aspect fiziopatologic, de fiziopatologie la nivelul respectiv. Am tratez asta și m-am întâlnit cu lucrul ăsta. Vedeți că spuneam mai devreme că ce important este viața asta care ni s-a dat, în care avem așa multe lucruri de făcut. Cu fiecare pacient învăț câte ceva și niciodată nu mă satur de învățat.
tratez aritmiile și tahicardiile. Foarte simplu. Întotdeauna astea pornesc de la o traumă la nivelul toracelui stâng. Vedeți, asta este partea de biomecanică, care afectează ritmul inimii. E mai complicat, nu stau să vă explic acum că e mai mult de vorbit și nu avem timpul necesar, dar este simplu. O malformație toracală cu care ne-am născut, nu? O malformație, un aspect patologic toracal la nivelul structurii, la nivelul de biomecanică, nu? Favorizează întotdeauna niște tulburări de bună funcționalitate. Nu? Structura fiind parte din elementul biomecanic, o malformație a structurii undeva, aceasta afectând organul respectiv. Vedeți că cei care au un torace mai bombat, nu? Acolo moștenit de la părinți, sigur că unul din părinți a avut probleme cardiovasculare, pentru că toracele era deformat și afecta buna funcționalitate a organului care era adăpostit acolo, înăuntru. Vedeți, stresul de-a lungul timpului se caracterizează printr-o hipertensiune musculară. Deci mușchiul, care parte din structură, deci unul din elementele esențiale ale biomecanice, se tensionează foarte tare și se micșorează, se strânge. Mă refer într-un caz anume la diafragmă. Diafragma asta care e în spatele sternului, nu? Trage de stern înăuntru, strâmbă sternul, acolo un os la un apendicile xifoid se continue cu corpul sternal, acolo apare o inflamație care se transmite înăuntru și dă probleme gastrice, dă gastrite, dă esofagite la un moment dat, dă herniile hiatale. Deci, vedeți, este incredibil de complicat și de responsabil structura sau partea biomecanică. Am să vă vorbesc două vorbe despre un lucru care m-a fascinat întotdeauna. Sigur, am căutat să înțeleg foarte bine la un moment dat, după ce am considerat eu că am ajuns la o maturitate în a înțelege cum funcționează corpul omenesc din punct de vedere anatomo-fiziologic și am înțeles și aspectele patologice, nu? Care descend din patologice, mă refer, ale organelor sau aparatelor, care descend din aceste malformații structurale. Sigur că după ce am înțeles asta, am încercat să mă duc dincolo de ceea ce înseamnă individul și investigând și fiind foarte pasionat de a înțelege cât mai mult despre om, ritualurile și tradițiile pe care politicienii ăștia noi sunt îngrozitori de supărat pe ei și nu știu ce fac, ar trebui să consulte unii care știu mai bine, vor să le distrugă aceste ritualuri, aceste tradiții, aceste valori care le avem de la super strămoșii noștri, care românii în România să păstrează, sper să nu le fărâme de tot, să nu le ucidă de tot, în multe părți le-au distrus și nu mai țin seama. Am învățat acea ritualele de la nașterea omului și am înțeles că când sunt ursitorile, vine și programă destinul și sigur acompaniate unul dintre ele de sufletul care preia corpul, de spiritul care preia corpul. O să vorbesc de astea mai târziu în detaliu și să dedic mai mult timp. Dar aici am înțeles următorul lucru, domnule, extraordinar, ce esențial este partea de biomecanică a corpului. Sigur, este prima jumătate a funcționării corpului, a doua fiind de partea de biochimie, dar biochimia urmează biomecanicii,
căci dacă biomecanica nu s-ar mișca, atunci biochimia nu ar avea loc. Și am să vă spun de ce. Când fătul vine în contact cu aerul, atunci începe să funcționeze pe on its own, cum se cheamă, de unul singur, pe speciile lui, nu știu, iertați-mi că nu întotdeauna din vorbele cum ar trebui, dar să mă înțelegeți. Deci în clipa când fătul vine în contact cu aerul, ea are loc prima inspirație. Când are loc prima inspirație, atunci plămânul se dilată. Când se dilată pe plămânul, împinge în mușchiul inimii. Când împinge în mușchiul inimii, atunci brusc inima începe să pompeze. Sigur că inima pompa și înainte, când era într-un uter, dar pompa odată cu pompa care era declanșată de inima mamei. Dar în clipa când fătul nu mai este, inima lui nu mai este împinsă de la spate de inima mamei, trebuie să meargă singură și simplu. Prima dilatare, primul aer care intră pe nas și se duce în plămâni, dilată plămânul. Când a dilatat plămânul, imediat plămânul împinge în inimă și imediat din plămân pleacă oxigenul și se duce în inimă și dă de mâncare oxigen inimii și inima începe să pornească mecanic. Este o pompă care este primul element al pompei, este dilatarea plămânului. Al doilea este plămânul împingând în inimă, este inima se contractă și sigur începe să împingă peste tot, mai în jos. În al doilea rând este în al doilea aspect al a doua treaptă, deși probabil că sunt paralele. Când plămânul se dilată, împinge în diafragmă. Când împinge în diafragmă, diafragma se duce în jos, pentru că plămânul se dilată orizontal și vertical. Dilatarea orizontală împinge în inimă, dilatarea verticală împinge în jos, înficat în splina, în partea de sus a stomacului. Când împinge în jos, automat, ficatul începe să se miște, pentru că în ficat există și o mișcare, e adevărat, este minusculă și este aproape imperceptibilă, dar ficatul, ca să poată să se întâmple, ca laboratorul să lucreze, există o mică mișcare pentru a putea avea acele reacții chimice. Sigur, o parte dintre ele este mișcarea împinsă de sângele care vine de la inimă și vedeți inima ce este ce important este. Același lucru se întâmplă și splina. Deci plămânul stâng împinge vertical și împinge splina și atunci începe să se miște și începe activitatea biochimică. Același lucru se întâmplă și în stomac. Vedeți, digestia stomacală se caracterizează printr-o mișcare. E adevărat mică, dar există un element mecanic acolo care se întâmplă. Și fătul, chiar dacă el bea laptele de la mama, trebuie să meargă în stomac, acolo trebuie procesat și acolo în stomac sunt tot felul, pe pereții de stomacului, tot felul de mici insule care produc diverse enzime, diverse bacterii, parte fiind de procesul digestiv. Vedeți, asta este partea de biomecanică. Da, simplu, ca să vă dau un exemplu și mai simplu. Da, vrei să te duci să faci pipi, trebuie să împingi, mușchiul trebuie să împingă ca să scoată urina afară din vezică. Dacă mușchiul nu împinge, urina aia nu se duce niciodată. Sau, mă rog, iese când forțată, se dilată la nesfârșit, stă acolo și se dilată. Trebuie să împingă mușchiul ca să poată să se deschidă sfinderul ăla al vezicii urinare. Când trebuie să mergem, la WC, trebuie să împingem un pic ca să iese mușchiul, sigur, anusul, rectul acolo sunt strânse și trebuie să împingem un pic ca să iese afară. Deci este enorm de important partea de biomecanică. Vedeți, simplu aici, constipațiile se datorează pentru că intestinul nu este ajutat de partea de biomecanică. Stă acolo și nu împinge și ca să scoată chimul intestinal fecalele, să le scoată afară. Sigur, uneori problemele de urină apar, unii sunt așa de
necheltuitor de energie, de nici nu împing așa ca să se ducă să facă pipi. Și sigur că începe să dezvoltă tot felul de probleme, vezica crește sau îi se dilată foarte tare, apasă pe intestin, acolo produce din nou și aici obstrucții. Iată că n-aș vrea să intru în detalii și în profunzime, că n-avem timpul necesar, dar vedeți, un lucru am vrut ca să vă transmit astăzi începuturilor noastre, de fapt două lucruri. Unul este că omul absolut cred că este creat de un mare, de un extraordinar și formidabil, dincolo de gândirea și de posibilitățile noastre de a înțelege a minții noastre, de un creator, de un arhitect. Este foarte adevărat acest lucru. Respect religiile toate de tot felul, au venit anumiți discipoli, veniți aici pe pământ să ne învețe una și alta și ne-a învățat bine. Sigur că omul a denaturat aceste învățături și le-a transformat în cu totul altceva, în facere de bani, în loc de să le lase exact ce au fost trimise de Dumnezeu prin acest discipol. Asta este evoluția speciei umane pe care merge acum. Apropo de evoluție, este o evoluție. Da, deci omul este, omul se adaptează, dar nu ca individ nu este o evoluție, este o creație. Al doilea, astăzi am vorbit despre ăsta care îl vedem noi în față, ne uităm unul la altul, despre partea de elementul individu, care se alcătuiește din cele două elemente funcționale, esențiale corpului, partea de biochimie, cu care toți suntem familiari, că mergem și facem analize și luăm doctorii care sunt tot biochimice, și partea de biomecanică, care este extrem de neglijată și extrem de nestudiată. Mai sunt pe aici, pe acolo, câte o studiu, sigur o să spuneți, păi este fizioterapie și kineto. Da, sunt foarte minunate astea, sunt mult mai bune decât deloc, dar sunt pe departe insuficiente, deci nu este deloc aprofundată relația dintre boală și elementul biomecanic. Nu este absolut deloc, că o să dureze poate zeci de ani, dacă sper că unii ca mine și mai bănuiesc și cred și îmi place să cred că mai sunt, care am înțeles această relație între ceea ce înseamnă elementul biomecanic și patologia diverselor aparate sau organe din corp. Deci trebuie să înțelegeți că absolut orice traumă poate lăsa în urma ei o sursă unde se poate dezvolta o boală. Că absolut orice boală care este moștenită ereditar, nu? Sau congenital, este această tulburare, nu? Funcțională a unui organ sau a unui aparat, fie ea diabet sau fie ea afecțiuni cardiovasculare sau altele, toate se caracterizează printr-o malformație a elementului biomecanic, printr-o malformație a structurii, că structura este esența, este în mare parte ceea ce considerăm noi elementul biomecanic. O malformație. Din cauza asta, această malformație de structură afectează organul pe care îl adăpostește și ăsta intră într-o hipofuncție sau într-o hiperfuncție, în general hipofuncție, o malfuncție, aș putea zice eu, într-o malfuncție și se dezvoltă un aspect fiziopatologic acolo, un aspect patologic în funcționarea respectivă și sigur că de foarte multe ori, vedeți, mă întorc înapoi și spun că sportul uneori, chiar dacă există o boală ereditară, sportul care este executat în 99% de structură, de partea de biomecanică, sportul poate chiar să întârzie dezvoltarea bolii respectivă sau chiar poate să o elimine în totalitate. Depinde cât de bine fiecare dintre individii care suferă de o boală ereditară înțelege relația dintre structură sau biomecanică și boala respectivă. Din cauza asta este atât de important, atât de important să faci sport. Da,
Nu există să slăbești fără să faci sport. Pentru că dacă vrei să slăbești și ții 40 de zile de foame cu apă, poți să slăbești, da, dar o pui la loc mai mult decât înainte. Pentru că și corpul, el trebuie să folosească, el, structura trebuie să miște, biomecanica trebuie să miște ca să ducă funcția organelor. Dar dacă stai și faci foamea și stai la orizontală și curcat, atunci se întâmplă tot felul de atrofii în elementul de biomecanica a corpului. Mai mult aș spune eu. Stai și bei apă, corpul mănâncă mai întâi, cred că era o întrebare în sensul ăsta, corpul mănâncă mai întâi carbohidrații, după aceea mănâncă grăsimile și după aceea începe să mănânce proteinele care sunt în mușchi, să apară o atrofie musculare. Da, poți să faci un post cu apă, cu lichide, aș zice eu, mai bine, ca să bei niște sucuri de legume. Acum răspund la o întrebare care am înțeles că era dator. Poți să faci lucrul ăsta, dar să fie acompaniat de mișcare, de aspect, pentru că mișcarea, nu, sportul sau activitatea fizică consumă din grăsimea aia care te ajută la consumul de grăsime, dar mai mult decât atâta, ține funcționalitatea părții de biomecanică, funcționalitatea structurii, funcționalitatea a elementelor esențiale din corp, le ține într-un aspect sau le ține într-un parametru de sănătate, de mișcare, de funcționalitate. Deci, vedeți, în absolut orice am face, mișcarea este esențială. Asta aș spune oamenilor care nu le place să fă tu aia la altă. Din cauza asta și sfătuiesc pe părinți. Nu, cât ai fi de tată de bun sau mamă de bună, nu fă totul pentru copii. Ia trimite-l să facă ei. Ia, du-te și fă aia. Pentru că mișcarea, o să vă ajung să vorbesc și despre partea psihologică dată de a executa un task anume, de a executa ceva anume. Dar mișcarea de orice fel este extraordinar de bună. Dacă oamenii înțeleg că sportul este unul din izvoarele cele mai bune de sănătate și-ar da toți copiii la sport, ceea ce este foarte bine. Pe aici, pe la noi, văd că adolescenții și, în general, cele mai mult fetele, e mult din ce în ce mai des întâlnit, copiii trăiesc cu tot felul de medicamente de-astea, de că nu doarme bine, că nu mănâncă bine, că nu este, în loc să facă sport, în loc să facă mișcare, în loc să activeze funcționalitatea diverselor organe. Și nu, sportul este fabulos, este mișcă. Sportul, care sigur este parte din activitatea, este fabulos. Deci vorbim astăzi despre partea de biomecanică, o să mai ajungem să vorbim despre asta, despre partea de ce ne îmbolnăvim noi de aici, în structura corpului, este prima, sigur că boala are două cauze. Este o cauză fizică și o cauză generată sau izvorește din partea de pe creier, din zona sistemului nervos central, adică din, spunem pe limba multora, din partea psihică sau este psihologică. Da, este de acolo, de la psihic, dar doar jumate. Jumate vine de aici, de la partea fizică. Deci aici este să așterne fie ereditară, fie congenitală, fie post-traumatică. Aici găsim prima cauză sau cauza primară a tuturor bolilor, în afară de infecțiile virotice sau, mă rog, sau bacteriale sau microbiene, în afară de infestările corp străin care intră în corp. Aici găsim cauza a tuturor bolilor. Sigur, mi-ar place să văd în viitor că fiecare cabinet medical are și o specializare sau să fie o specializare dublă, un biochimist și un biomecanist. Adică, da, biomecanist nu sigur, nivelul de masaj și de kineto e frumos și e minunat, dar este mult, mult prea inferior. E nevoie de școală mult mai multă. Eu zic că orice școală de medicină care produce doctori 6, 7, 8 ani, trebuie să, în aceeași cantitate de timp, trebuie să producă și doctori pe zona de biomecanică. Ortopezii se apropie mai mult de zona asta, sau reumatologii,
dar și ei sunt scăpați în partea cealaltă de biochimie. Sigur, e nevoie de cercetare foarte multă să legăm partea de biomecanică, să legăm biomecanica de sănătatea corpului. Aș spune că asta e mai întâi și după aceea vine biochimia. Mai întâi este un aspect anatomopatologic și după aceea vine un aspect fiziopatologic. Deci toată lumea astăzi, tot ce înseamnă medicamente, se referă la aspectul fiziopatologic care să fie controlat de doctorii. Din nou, nu sunt împotrivă absolut deloc, dar este infinit mult prea puțin. Da, e bine deocamdată că n-avem altceva mai bun, dar paralel cu asta trebuie să se dezvolte, zic eu, și cealaltă parte a științei medicale de biomecanică. Din nou, e nevoie de studii multe de tot, nu poți să faci lucrul ăsta în 2-3 ani de școală. Fizioterapia în România îmi plăcea foarte mult, că era destul de apropiată de lucrul ăsta. Sigur, dacă îi dublai sau îi dublai anii de școală, ajungeai aici. Dar era o școală adevărată, bună. Ăștia alte sunt mai mult negustorii, zic eu. Am tot fost și am tot văzut ce înseamnă kineto și sunt frumoase, ideea e frumoasă, ideea este bună, dar care le-au făcut negustorie, doar să facă ceva bani și așa, ar trebui, zic eu, extinsă și dezvoltată mult mai mult. Deci, dragilor, cred că aici am să mă opresc pentru, cât e ceasul, Alina? Da, că mai am să vreau să răspund la câteva întrebări. Deci aici am vrut eu să rămânesc cu cele două elemente. Noi ăștia nu suntem întâmplători pe pământ, suntem toți cu misiune și cu treabă de care o să vorbim în următorul an. Deci noi ăștia care suntem aici nu venim dintr-un virus, cum am văzut prin niște studii astea de mare știință, nu am ieșit dintr-un virus, dintr-o multitudine de virus, n-am venit nici din maimuțe, nici din elefant, e foarte clar că suntem mult prea complexi, mult prea complicați ca să nu fim creați, iar al doilea, toți avem o treabă, o să vorbim în emisiunile următoare, toți avem un rost atât la bine cât și la rău. Iar astăzi am definitivat, trebuie să înțelegeți că absolut orice accident care lasă în urmă o cicatrice, fie la nivelul osului, mușchiului, tendonului, ligamentului, la tot ce se vede, toate, sigur sunt și cicatrice psihice, despre asta să vorbesc mai târziu, cu altă întâlnire. Dar fiecare, aș zice eu, fiecare cicatrice este o eventuală sursă de boală, poate peste 10 ani, poate peste 20 ani, poate peste 30 de ani. E și o vorbă, nu știu dacă este sau am inventat-o eu, că la bătrâneță plătim greșelile tinereții. Mă limitez la cele fizice. Da, toate accidentele de care n-am ținut seamă și le-am făcut și nu le-am tratat sau nu le-am prevenit sau nu le-am tratat în tinerețe, sigur, la bătrânețe, cicatricile lăsate, ele încep să creeze tulburări, procese inflamatorii, încep să creeze tulburări organice, tulburări vasculare, tulburări circulatorie, tulburări nervoase, etc., etc., etc. Da? Cred că data viitoare mai o să călătoresc prin Europa, nu știu dacă două, trei ediții o să mă întâlnesc cu dumneavoastră, doresc, dar fiind în drum, nu știu dacă o să am compania necesară, eu sunt un antitalent în tehnologie, dar am să comunic oricum, am să l-a scris. Deci data viitoare o să încerc un pic să vorbesc despre efect, despre elementul psihic, un pic, și urmă o să iau pe rând să vorbesc despre ce e la suflet și de ce este, ce e la spirit și de ce este, și ce este ăla destin, pentru că mie mi se pare, sunt fascinat de acest chip care a fost creat la nașterea noastră și toată viața se învârte în jurul lui ea. Este incredibil. Ăla aș spune eu că este cel mai esențial element în existența individului ca unitate, pentru că noi suntem unitate, dragilor, nu suntem numai ăsta
care ne supărăm de orice sau ne supărăm fără să știm de ce ne-am supărat, ori ne supărăm că avem habituri, obiceiuri, ori ne supărăm că avem probleme de personalitate. De fapt, ăsta este cel mai des întâlnit. Deci o să vorbesc despre toate astea în următoarele mai multe luni și să-mi puneți întrebări ca atare, dar totul privit din unghiul sănătate. Deci vorbesc ceea ce vorbesc, accept, adică am dorit să stau în contact cu dumneavoastră, cei care considerați că spun bine ceea ce spun sau că am câte ceva bun de spus, numai ca să mă adresez și ca să vă fiu de ajutor sau de folos la îmbunătățirea sănătății, la prevenirea bolilor, la înțelegerea bolilor mai bine. Da. Acum am să răspund la întrebările. Care e prima întrebare, Alina? Haideți să răspundem la cele două întrebări de astăzi și până facem cele de săptămâna trecută. Sunt două întrebări astăzi și până sunt câteva de săptămâna trecută, da. Credeți că artrita reumatoidă la vârsta de 30 de ani poate avea ca și cauză stresul emoțional, anxietatea, da. Doar pe timpul iernii se manifestă la articulațiile degetelor de la mâini. Da. Artrita reumatoidă, de cele mai multe ori, este ereditară, dar uneori este o afecțiune a sistemului imunitar care atacă o articulație și după aceea mai multe, devine un pattern. Sigur că iarna este mai, se acționizează mai tare pentru că circulația este mai săracă și atunci vascularizarea este mai nevoie. Presiunea atmosferică este mai mare, dar sigur că se poate îmbunătăți. Trebuie să ține seama de nivelul de stres. Da, nivelul de stres este, aș spune eu, cel puțin 50% sau dacă nu mai mult din tulburarea respectivă, pentru că stresându-te se tensionează mușchii tensionându-se trag de tendoanele care se inseră undeva în jurul articulației, articulația devine comprimată, fluidul articular începe să scadă și atunci sigur că se traumatizează învelișurile cartilaginoase care îmbracă oasele cele care fac parte din această articulație. Și atunci sistemul imunitar imediat înțelege că acolo există o problemă și vine să o repare, iar venind să o repare, o strică mai rău, pentru că de fapt nu este ceea ce credea el, ceea ce cred anticorpii că este. Deci nu este un invadator străin, este pur și simplu o compresie a articulației respectivă. Dar relaxându-vă, puteți ajuta enorm de mult zona respectivă, nu faceți eforturi cu articulația respectivă sau faceți exerciții de întindere a mușchilor și tendoanelor și atunci, sigur, gheața este bună că scade durerea, dar e rea pentru că creează contracții vasculare mai mari și sângele scade. Căldura, da, o doare mai tare un pic dacă este cald, dar articulația, elementele colaterale articulației se relaxează și atunci este o vascularizare mai bună. Da, următoare. Sunt operată la L5 în 2017. Imediat după operație, la 3 zile, au apărut durere pe picior. Este normal? Nu, dacă era normal, nu este normal, dar probabil că a fost anormal și este anormal. Cine știe ce a făcut acolo, nu știu ce a făcut chirurgul acolo, dar acum, acolo este un disc, ați avut o hernie de disc probabil, între L5 și S1, este un disc care a ieșit afară și a apăsat cuneva pe nerv, mă bănuiesc eu. Sau nu știu ce v-a operat. Vedeți, informațiile sunt insuficiente. Ați avut amorțieli pe picior? Ați avut dureri pe picior înainte de operație? De ce v-ați operat? Deci, nu știu asta. Că dacă au fost amorțieli,
Atunci, sigur că încercând să taie segmentul de disc care ieșea afară și apăsa pe nerv și nervul dădea amorțeala pe picior, atunci ori un pic a afectat nervul, ori pur și simplu discul încă mai doare, pentru că și o hernie de disc sau o discopatie tratată operatoriu îți dă un efect benefic imediat. Dar discopatia rămâne, pentru că discul începe să iese afară, să se ducă, să apese nervul, din cauza că este strâns între cele două vertebre. Deci trebuie să faceți băi calde, să faceți exerciții de stretching, să lărgiți spațiul intervertebral și în felul ăsta nu mai există compresia pe disc și atunci durerile pot să scadă. Da. Următoarea întrebare. Credeți că afectarea bipolară poate fi controlată fără medicamente? E un lucru extrem de complicat. Este foarte complicat. Dacă ne referim la diminuarea totală a stresului și îmbunătățirea vasculară cerebrală, cred că e un lucru foarte benefic și atunci puteți să analizați dacă e sau nu e nevoie de medicamente. Dar e nevoie de un control foarte mare al stresului, să nu fie deloc, și a binei irigări a creierului. Unul. Al doilea, tot aici, sigur, este bine de văzut ce determină stresul ca sensibilități sau deformații de personalitate. Pentru că noi ne stresăm de cele mai multe ori dintr-o greșeală noastră vis-a-vis de noi însuși, într-un context anume. Da. Scleroza multiplă, care este cauza? Scleroza multiplă este cauza, pleacă de pe creier. Sau undeva o traumă la nivelul sistemului nervos central. Este o leziune care afectează nervii noștri, sunt înveliți în două, teaca lojvean și de mielină. Sunt două teci sau două țesuturi care învelesc nervii ca atunci când pe nerv circulă ceea ce se transmite, nu? Să nu iese de pe nerv afară. Deci este ca niște tuburi care unul protejează nervul și al doilea izolează nervul de tot ce le înconjoară. Aceste cămăși care îmbracă nervul, ele încep să se degenereze și să moară. Din general pleacă de la începutul nervului, de pe creier. Poate să fie în urma unei fracturi craniene, s-a instalat o tensiune cerebrală foarte mare, din nou din cauza stresului. Ăsta este stresul, da? Și atunci, sigur, este stres, în urma stresului se declanșează o tensiune cerebrală. Această tensiune cerebrală, dacă este o leziune acolo, din nou, ori o fractură craniană, ori o malformație craniană, trebuie una sau alta a oaselor craniene, care afectează creierul de desubt sau scoarța, acolo sigur apar niște leziuni, niște mici răni și în urma apariției acestei leziuni, acea leziune se extinde și de acolo începe să moară teaca care învelește nervii. Sigur, relaxând creierul extrem de tare, extrem de mult, am tratat pacienți cu scleroză multiplă, mai toți aveau mari probleme de personalitate și sufereau mai mult din ce nu trebuia sau mai mult adică exagerat de sensibil. Și sigur că se auto-îmbolnăveau. Dacă este doar o traumă, o fractură craniană, fără ca individul să nu fie un producător major de stres, atunci nu se întâmplă mare lucru. Mai nimica sau foarte puțin. Dar dacă este individul un mare producător de stres din cauza greșelilor de a lua decizii, greșelilor de gândire, nu? Mă refer dacă este, sigur că se tensionează creierul și atunci leziunea respectivă pornește și se duce în tot corpul, adică de acolo începe să moară această teacă de mielină. Eu cred că e un proces care se poate reversa. Eu am tratat asta și mi-a ieșit de puține ori adevărat. Dar nu mi-a ieșit mie, a ieșit pacientului că a înțeles ce se întâmplă și s-a autovindecat. Eu l-am acompaniat mai mult. Da, altă întrebare. Am mai venit o întrebare acum. Da. Care este originea și tratamentul chistului endometrial? Se poate trata fără operație? Există și tratament naturist?
Nu, cuvântul naturist îl detest. Naturopat sau natural, tratament natural. Că dacă este naturist, înseamnă turist. Turistul are nicio treabă cu sănătatea. Dacă spui naturopat, patie înseamnă boală. Deci așa. Sau natural înseamnă natură. Da, dar sigur că se poate, dar sigur că se poate, dar mai întâi trebuie să înțelegeți de ce se întâmplă această endometrioză, care este extrem de frecventă. Apare din ce în ce mai mult. Dar am să vorbesc la asta atunci când vorbesc despre ceea ce deteriorează partea de biomecanică, acest element al biomecanicii corpului. O să vorbesc și o să vorbesc despre asta atunci. Să, în zile următoare, nu știu când, dar o să vorbesc în detaliu despre toate problemele genitale ale femeilor, care este natura lor. Da, alta. Atacurile de panică afectează inima? Cum se poate vindeca aceste stări de atacuri de panică manifestate prin senzația de sufocare și epuizare? Păi, mai întâi încercați și autoanalizați-vă. Autoanalizați-vă și vă vedeți de ce faceți atacurile de panică, pentru că o să constatați că 92% le faceți pe gratis, degeaba. Pentru că decizia pe care o luați atunci, gândind într-un fel la lume, nu schimbă cu nimica contextul sau consistența sau existența dumneavoastră în momentul respectiv. Nu. Panica este o exagerație luată de în urma unei decizii anume și atunci sigur că produce stres și dacă există o mică sensibilitate cardiovasculară, o mică sensibilitate cardiacă, atunci se amplifică. Deci stresul amplifică absolut orice boală există, fie ea inimă, fie ea tiroidă, fie ea uter, fie ea rinichii, oriunde, orice, stresul amplifică. Deci panica este un nivel specific foarte avansat de stres, care tensionează întregul corp și acolo unde e ața subțire, acolo se rupe. Iar de ce se întâmplă? Din cauza că gândim greșit. Gândim greșit, ne enervăm foarte tare că nu este cum vrem noi probabil că cândva în trecut am avut o traumă psihică care într-o situație anume ne-a speriat foarte tare și am rămas, de câte ori apare contextul respectiv, trebuie să ne speriem și să intrăm în panică. Trebuie să vă duceți în timp și să vindecați acel moment, să-l eliminați din departamentul memoriei conștiente. Sunt informații care au rămas acolo. O să vorbesc despre asta la un moment dat. Da. Ce se poate face contra constipației? Păi contra constipației mai întâi trebuie foarte mult mers pe jos. Al doilea trebuie văzut ce constipă. În general, orezul, brânza, ălea sunt elemente care cam constipă. Ceea ce ajută să nu se constipe, adică ceea ce ajută la fluidul intestinal mai bun, este o bună funcționalitate a vizicii biliare, una. Al doilea, mâncați mai multe legume, mai mult în general spanac sau fructe, beți apă mai multă și vedeți să nu cumva să aveți o problemă de șoldul stâng. Asta întotdeauna favorizează constipație sau, din nou, vedeți dacă trebuie ați făcut o educație poate greșită procesului de a ieși afară, nu? Va veni să mergeți pe afară, dacă îl mai țin acum ca întreabă, nu mă duc acum. E și ar mai lăsa ținut o oră, două sau trei și atunci reflexul ăsta de a deschide, nu? Mușchiul care, sfincterul care este acolo la anus, s-a diminuat, s-a dispărut. Trebuie să vă autoeducați un pic, trebuie să vedeți ce vă poate educa. Unii, dacă beau un pic de cafea, mirosul de cafea la un moment dat îi vine să ducă la WC-ul. Încercați dacă puteți să o asociați cu ceva, nu știu, cu băut un pahar de apă. Totul este să nu vă duceți la WC-ul pe grabă. Până trebuie construit reflexul. Dacă e complex chestia cu constipația, cred că am să vorbesc odată o aparte numai despre activitatea intestinului, că sunt mai multe elemente, mai multe cauze, mai multe care produc constipația. Da, următoarea. Cum mă pot vindeca de gastrită erozivă, reflux gastroesofagian și helicobacter? Păi helicobacter acum clasic se face să ia antibiotice respective. Gastrita trebuie să țineți un regim foarte serios. Trebuie să nu cumva să beți cafea pe stomacul gol. Dacă fumați pe stomacul gol sau plin, nici să nu vă gândiți să eliminați gastrita.
Vedeți că nu știu toate detaliile. Sigur, trebuie mâncat dietă, mâncat cu grijă, că deja este o iritație cronică acolo. Și la un moment dat, cât de puțin ai te abate de la dietă, se irită și atunci se reirită și apare explozia mare de inflamație acolo. Deci trebuie cu mare grijă ținut regim multe, multe luni, trebuie relaxat pentru că și dacă este reflux acolo pe esofagian, înseamnă că diafragma e foarte tensă, înseamnă că sunteți foarte stresat sau stresată, ce sunteți, este foarte, foarte tensă și atunci sigur că mușchiul este afectat, cardiomușchiul care închide stomacul și atunci mâncarea se duce singură în sus, în loc să meargă în jos. Se duce pe unde a venit, pe acolo vrea să plece înapoi. De asemenea, este important să nu fiți balonat, și să mâncați foarte puțin, niciodată mult. E chestie de educație cu gastritele, să mănânci puțin și să mănânci, trebuie să verificați care sunt mâncărurile care nu vă irită, că sunt unele. Și să țineți pe o vreme cu aia, mâncărurile care nu irită și mâncați mese puțin și să nu vă stresați. Și sunt niște exerciții abdominale de respirație pe care vă uitați în vreo emisiune trecută că le-am făcut cumva. Ălea care am dat eu la cei care vreau să refacă capacitatea respiratorilor cu COVID-ul, infecție cu COVID-ul. Deci inspirația abdominală, sunt culcat pe pat și pui mâinile pe abdomen și inspiri, o inspirație lungă, reții aerul și dai drumul încet afară, deci pentru a dilata foarte bine stomacul și a relaxa diafragma. Asta este un ajutor enorm de mare dacă e făcut de două ori pe zi, câte 10, 12, 15 minute de fiecare dată. Da, următoare. În urma unei ecografii transvaginale mi s-a descoperit un fibrom uterin, ax longitudinal al corpului uterin 4,8 cm. Credeți că trebuie operat? Încercați să-l controlați, verificați la fiecare 6 luni sau când v-a spus ginecologul și dacă nu crește, lăsați acolo. Nu e foarte mare. 5 cm nu este foarte mare. Dar, din nou, este foarte important să controlați tranzitul intestinal, este foarte important să vă tratați problemele lombare pe care în mod sigur le aveți și, sigur, din nou, încercați să trăiți cu cât mai puțin stres și mâncat cât mai simplu, cât mai simplu. Să nu evitați orice substanță chimică care să meargă în corp și care poate fi malefică. Da. Ce cauză pot avea durerile musculare de la umăr până jos la cot? Este un fel de nevralgie foarte dureroasă. Da. Nu este nevralgie, ci este o leziune a deltoidului anterior sau lateral. Ați făcut un efort mai mare cu mâna și atunci asigur că vă doare umărul pentru că mușchiul respectiv este rupt. Ori tendonul rotated cuff acolo este rupt sau de cele mai multe ori sunt mușchii. Ați făcut un efort și mușchiul doare. Trebuie pus umărul mai întâi în pauză de 2-3 săptămâni legat de gât și nu facă efort ca să-i dea șansa mușchiului să vindece sau cei tendon acolo, ăla durează mai mult să vindece și vedeți ce se întâmplă. Și atunci puteți să investigați, să vedeți dacă nu cumva tendonul este total rupt și atunci trebuie operat. Dar dacă nu e total rupt, dându-i pauză, nu, de 2-3 săptămâni de nefolosință, el se reface. Da, următorul. Pentru chist ovarian cu marker tumorial la limita de sus și endometriu îngroșat, ce tratament naturopat propuneți? Mi-a plăcut asta. Da. Sigur, este important ca să controlați, să aveți un ciclu în timp. Este important să nu vă stresați, că stresul afectează enorm de tare ovarele. Foarte multe femei nu pot să facă copii pentru că stresul le inhibă funcția ovariană. Deci dorește așa de mult, te stresezi așa de mult, te superi așa de mult, încât se tensionează ovarele și nu mai produc ovule. Și atunci ovulele astea sau elementele care fluidul care acompaniază ovulul rămâne acolo și se construiește chisturi. Se construiesc tot felul de chisturi acolo. Aș sugera să aveți grijă de un scaun bun, adică bine,
să aveți grijă de un ciclu bun dacă îl aveți, să faceți exercițiile alea de respirație abdominale, mâinile pe abdomen, care am fost mai înainte pentru cel cu gastrita, dar ținând palmele jos, în laterala buricului, acolo, și exerciții de întindere, că dacă se fac exercițiile astea de întindere, se mai pot resoarbe din aceste... Dacă nu se adaugă, chisturile se pot resoarbe. Dar dacă se adaugă, atunci nu prea se poate. Trebuie să umblați la elementul stres și să faceți exerciții de stretching-uri al musculaturii spatelui și exercițiile astea de respirație abdominale pentru să întindă întregul abdomen și în felul ăsta amplifică fluxul sanguin de acolo și redă o funcționalitate mai bună. Da, următoare. La menopauză, la tiroidă, pot apărea noduli tiroidieni. Ce remediu recomandați? Nodulii tiroidieni, ei sunt înainte de menopauză, dacă sunt acolo. Nu apar din cauza menopauzei. Aș sugera gimnastică cervicală, probabil că aveți o spondiloză cervicală. Gimnastică cervicală, am postat-o undeva în emisiunile trecute, vă uitați, le găsiți și o faceți de 2 sau de 3 ori pe zi și atunci sigur că se relaxează gâtul și este o mai bună fluidizare sanguină în zona gâtului. Dar nodulele au fost dinainte, nu sunt numai de acum, de la... Erau mai mici, probabil, sau au crescut cu timpul din cauza stresului, spune eu, dar nu au apărut acum. Da, următoare. Ce recomandați pentru paraziți intestinali? Anemia poate fi din cauza asta? Uneori da, pentru că parazitozile astea intestinale afectează papilele care absorb metalele la nivelul intestinal. Sunt foarte multe idei. Sigur, este medicamentul care omoară acest parazit și scoate afară. Altul sunt tot felul de ierburi care se ia, nu știu, pe vremuri au zis eu ceva de leuștean, suc de leuștean sau... Cred că dacă vă găsiți în internet o să găsiți ceva recomandări în sensul respectiv. Dar totuși, chiar dacă sunt naturopat, tot ce înseamnă în cazul ăsta și în multe, tratamentele naturopate sunt destul de slabe. Slabe pentru noi oamenii din ziua de astăzi. Pentru oamenii de acum 200-300 de ani erau perfecte, erau foarte bune. Dar, vedeți, noi am mai slăbit, suntem mult mai stresați decât atunci, corpul este mult mai debil decât atunci, pentru că ceea ce mâncăm nu mai este bine vitaminizat și bine mineralizat, s-au pierdut multe din elementele nutritive care și s-au adăugat multe elemente toxice, pentru că sigur se folosesc foarte multe pesticide și foarte multe îngrășăminte. Deci observ că tratamentele naturopate, mă refer la ierburi, la astea, sunt mai puțin eficace, din ce în ce mai puțin eficace, chiar și calitatea ăstora fiind atât de toxică atmosfera și se produc cu îngrășăminte. Nu am convingerea că cei care le produc în maximul regim organic și biologic. Aș folosi totuși medicamentația care e specifică pentru aceste. Da. Dar trebuie să aveți grijă mare că trebuie, de pildă, nu? Trebuie chilotul, de pildă, că acolo anus trăiesc aceste microorganisme și de pe chilot să ia. Deci chiar dacă intestinul înăuntru se curăță, poți să le iei pe din afară. Deci trebuie permanent schimbat ăsta, trebuie anusul spălat cu săpun în permanență și sigur pe gură luat aceste, doctorile respective care ucid. Sunt aproape 5 minute și eu la 3. Da. Zi. Prolapsul uterin se poate remedia fără operație? Da, se poate remedia, dar trebuie să vedeți ce l-a produs și să tratați ce l-a produs. Următoare. Puteți să-mi spuneți dacă aș putea să-mi recuperez mirosul? Am o sinuzită cronică și am folosit tratament cu spray nazal
Da. Din asta. Da, spreile, toate medicamente, toate spreile nazale distrug mirosul și papilele, cele care sunt responsabile de transmiterea mirosului. Deci nu știu dacă se mai poate, a distrus mucoasa dinăuntru de acolo, nu știu dacă se mai poate face. Ce puteți încerca, să nu mai luați absolut niciun fel de preparat chimic să băgați în nas, pentru că alea de fapt au ucis mirosul și aveți, nu sinuzită, aveți urinită alergică, deci trebuie un pic tratat nasul, că aveți niște malformații nazale. Ăștia trebuie tratat mecanic, pentru că operativ nu cred că se poate face, nu se, mă rog, nu ajută, nu că nu cred, convins, nu, dar v-ați distrus din cauza elementelor chimice pe care le-ați folosit. Evitați-le și faceți simplu, spălături cu apă cu sare, trageți apă cu sare pe nas și scoateți pe gură. Faceți asta vreo 3, 5, 7 luni până când vedeți dacă se poate reface mucoasa. Cred că se poate, dar depinde de cât de mult timp, cât de mult ați ars-o cu chimicalele din spray-uri. Da. Diastază abdominală se poate vindeca prin exerciții sau doar chirurgical? Mi s-a recomandat abdominoplastia. Da. Haideți să răspundem la asta data viitoare, că mai mult de vorbit. Ce altă mai este acolo? Altă întrebare, Alina. Hemoragii care au inundat corpul virtuos și recomandată intervenția chirurgicală. Da, cred că este o idee bună, da. Intervenția chirurgicală. Diabetul insipid se poate vindeca? Da, se poate, dar e complicat. Dacă aveți răbdare foarte mare, și depinde de cât timp aveți, nu știu, vârsta, nu știu, vedeți că la o vârstă tânără se pot face multe, atunci, o vârstă mai înaintată, când corpul a fost foarte folosit, se poate face mult mai puține. Da, nu știu suficiente dacă îmi trimiteți mai multe elemente. Următoarea. O persoană de 71 de ani, hipertensiv și prediabet, se poate face vaccin anti-COVID? Da. Da, deși sigur că se poate face, oricine poate să facă vaccin dacă vrea. Nu știu, sunt unele care au reacție mai dramatică, unele mai puțin dramatice. Eu am văzut că cel mai puțin eficace, adevărat, deci mai puțin care reacțiile cele mai mici este Johnson & Johnson. Nu știu de celelalte prea multe, dar sigur că dacă e o vârstă înaintată și sunt boli majore, e bine de făcut vaccin, dar evitați alea care au reacții mari, astea le știți mai bine ca mine, că le verificați mai ușor acolo unde sunteți. Da. Pentru un băiețel cu fisură anală de un an. Da. Da, ăsta e un lucru greu de tot, nu știu ce să vă spun. Mi se pare prea devreme de operat acum, dar este... Trebuie spălat fundulețul foarte bine în permanență și să nu transpire acolo. Și important este ce mănâncă, sigur, să nu se constipe cumva, că se rupe imediat. Nu știu ce îi dați, poate stă numai doar la... Dacă e doar la laptare, este în regulă. Dar dacă îi dați ceva de astea mâncăruri pentru baby food, astea trebuie să le alegeți care nu constipă. Hai, da. Ultima întrebare, spune, și mai... Acelalte le păstrăm pentru data viitoare. Am febră 37 cu 2 de 4-5 zile. Ceva despre o infecție în corp sau COVID? Păi, cred că este mai mult COVID. Dacă este o infecție în corp, trebuie să vă doară undeva. Vă dor dinții undeva la dinți sau vă doare undeva urechea. Astea sunt care dau o stare subfebrilă de felul ăsta. Dacă nu e un început de COVID, da, nu trebuie să vă speriați, că COVID-ul, dacă sunteți o vârstă mai tânără, COVID-ul este... ca o gripă, ca o viroză care vine și pleacă. Tratați-vă cu niște aspirine, mă rog, ce se dă pe acolo, și încercați și faceți exerciții de respirație ca să nu sufere plămânii. Și vedeți că sunt tot felul de doctorii, sunt vreo două, care este Ivermectina, nu știu cum se zice așa, Ivermectina, care este foarte eficace. Și este foarte bun. Sugerez la oricine să trateze cu asta. Și
luat vitamina C 4-5 grame pe zi, luați vitamina C, luați niște omega 3 și luați niște încă ceva zinc, da. Și niște zinc. Deci așa sunt vitaminele baza, această triplă vitaminizare și un aspirine care le aveți acolo, nu știu. Paracetamol este cel mai bun din lume, mai bun. Noi nu avem aici în America așa un medicament atât de eficace și de multi ajutor. Deci cred că asta puteți să faceți. Bine, eu trebuie să închei aici. Ce să vă spun, vă urez sănătate multă, multă până data viitoare și o să rămân, o să merg pe această formulă pe care am început-o astăzi de a vorbi despre om, despre boli, despre și de fapt de a vorbi despre individ și tot ce, despre unitatea om și tot ceea ce îl alcătuiește. Până la întâlnirea viitoare, vă urez sănătate multă, 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 multă și să nu vă stresați și să nu vă speriați și să nu vă supărați de nimica, că sunt multe, multe minciuni și multe manipulații, nu le luați în serios și vedeți-vă de viața dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră și încercați și iubiți-i pe cei din jur și bucurați-vă de sentimentul de dragoste. Sănătate multă și vă las cu bine!